Salutare și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Astăzi, din nou, meci mare împotriva Spaniei pe Wanda Metropolitano de la 21:45, ca de obicei. Însă este un meci fără miză pentru noi, pentru că deja nu mai avem nicio șansă, matematic vorbind, la calificare, iar Spania are nevoie de victorie, parcă, pentru a fi sigură că va fi cap de serie la tragerea pentru Europeanul din 2020. Noi vom fi la baraj, unde vom juca în deplasare primul meci împotriva Scoției sau Islandei, iar apoi în finală, pentru că este semifinala cu Scoția sau Islanda, iar apoi în finală va fi ori Norvegia, ori Serbia, din câte știu eu. Și tragerea la sorți va avea loc pe 22 noiembrie, vineri, la ora 1. Până atunci avem meciul cu Spania, echipa României va fi în felul următor: Tătărușanu în poartă, se întoarce Benzar ca fundaș dreapta pentru că Mogoș a dezamăgit. În centru apoi Nedelceau și Burcă, iar Toșca va fi fundașul nostru stânga pentru că și bancul nu a fost foarte bun. Apoi la mijloc Răzvan Marin și Tudor Băluță, iar în tripleta ofensivă, bănuiesc că e un 4-2-3-1, va fi cu Iani Sagi, Stanciu și Mitriță în spatele vârfului Pușcaș. Spania, care are nevoie de o victorie pentru a fi cap de serie la Euro 2020, va fi cu Kepa în poartă, Navas fundaș dreapta, Albiol și Ramos în centru, Bernat fundaș stânga, Fabian Ruiz, Busquets și Saul un mijloc foarte tare pentru spanioli, iar în atac Oyarzabal, Morata și Alcacer. Și Morata, care zicea de România că ar fi meritat mai mult în grupă, la cum a jucat ultimele minute ale meciului cu Spania de la București. Da, meci fără miză, sperăm doar să avem un meci frumos, pentru că altfel, altceva nu mai putem spera la o calificare, de o calificare nici nu mai este vorba. Și da, aștept pronosticurile voastre în comentarii. Cam atât cu acest video, dacă a plăcut nu uitați să lăsați acolo un like și să vă abonați la acest canal pentru mai multe videouri de genul și desigur o să urmărim și tragea, o să urmăresc și tragea la sorți să vedem cu cine picăm. Eu aș zice că ar fi mai bună Scoția, pentru că Islanda cred că ne-ar distruge. Nu că Scoția nu ar fi în stare să ne distrugă, dar mi se pare mai accesibilă. Cam atât, eu am fost Servlad.